Morning Glory, Morning Glory, să învelim în scoci doctorii. Și bonjurică, bonjurică, îi spunem în cor, fără frică. Bună dimineața domnului doctor Radu Țincu de la Spitalul Floreasca. Se ocupă de toxicologie. Bună dimineața. Că atât s-a putut până la urmă. Și acum în pragul sărbătorilor, când nu-i așa, toți devenim mai buni sau mai beți, depinde, aflăm că românii nu numai că spun lucruri trăznite, dar și consumă chestii trăznite. Și asta ne-am gândit să întrebăm un specialist care vede de la an la an care sunt trendurile, ce tip de aurolac se mai trage, ce avem nou acum în România, în afară de o nouă tulpiniță de COVID din Africa de Sud. Da, să știți că românii sunt destul de consecvenți, merg în continuare cu vechile obiceiuri pe care le-au dobândit de-a lungul timpului, pornind de la spiritul medicinal pe care îl filtrează prin pâine pentru a-l decolora de acea culoare albastră și a-l consuma ulterior. Dar din păcate sunt și obiceiuri care îi omoară pe unii după ce consumă anumite tipuri de alcool industrial, cum ar fi alcoolul metilic. Alcoolul metilic am avut acum câțiva ani de zile un accident colectiv. Cineva s-a gândit să fure un alcool metilic dintr-un tren staționat, pentru că scria alcool, dar n-au văzut că alcoolul metilic e diferit de alcoolul etilic. Și acest alcool metilic a fost vândut într-un sat, toată lumea l-a consumat și din păcate au ajuns la spital. Au murit 5 persoane atunci și 3 sau 4 persoane au rămas cu orbire definitivă, pentru că știm că alcoolul metilic produce pierderea vederii irreversibilă la persoanele care supraviețuiesc aceste intoxicații. De aceea trebuie să fim foarte atenți că nu doar cuvântul alcool e cel care ne dă posibilitatea să-l consumăm, trebuie să vedem ce tip de alcool este. Dar dacă îl îndoim cu apă, nu e mai bun? Nu, nu. Din păcate, doza toxică la alcoolul metilic e foarte mică. Undeva la 30-40 de mililitri de alcool metilic poate produce orbirea persoanei respective. Deci, în sfârșit, e una mică periculoasă. Adică singura mică și periculoasă de care am auzit. Și să vă mai spun cu ce ne-am mai confruntat în ultima perioadă, că tot e sezonul rece. Sunt oameni care confundă sticlele după ce bei un pic mai mult și nu mai vezi bine sticla. Pui mâna pe sticla de antigel, că tot e vremea rece și antigelul e la îndemână. Am avut mulți pacienți și avem mulți pacienți de-a lungul timpului cu antigel. Antigelul e o substanță de dulceagă, inițial chiar plăcută la gust, care din păcate îți blochează rinichii. Ați gustat? Nu, n-am încercat, dar... Nu. Dar să știți că cei care au băut și au povestit la spital au spus că au simțit că e un pic dulceagă și li s-a părut interesantă. Doar că ea le-a blocat rinichii, au venit cu insuficiență renală, au făcut dializă mulți dintre ei. Pe unii am salvat, pe alții, din păcate, n-am putut să-i salvăm, pentru că undeva la 80-100 de mililitri de antigel produce o complicație numită insuficiență renală. Și mulți din pacienți, dacă nu vin la timp, vor deceda. Hai de mine. Ce se mai consumă acum, în afară de mitilic și antigel? Există și testul și antigel acum? Dacă te prinde poliția, să vadă dacă ai băut antigel. Și spiritul rămâne varianta de consumat. Însă să știți că și alcoolul în cantitate foarte mare poate să producă alcoolul etilic, poate să producă o serie de neajunsuri. Unul din miturile pentru care bem alcool e să ne încălzim. Dar ce să vedeți, alcoolul produce vasodilatație, adică începem să ne răcim după ce bem alcool pentru că se dilată vasele de sânge. Și e o falsă senzație că de fapt ne încălzim. Ca să nu mai spun că cei care beau alcool și cad în șanț, și e frig afară, au șanse mari să vină cu șoc hipotermic și mulți dintre ei cu degerături la extremități pentru că alcoolul le dilată vasele de sânge și am avut pacienți cărora le-am tăiat degetele după ce au rămas în șanț o perioadă de câteva ore după ce au consumat alcool în cantitate mare. Nu știam că faceți și manicure acolo. Manipedi. Suntem șocați să auzim, dar... De la spirit se întâmplă? Pe Carmol ați avut? Iertați-mă că sunt curios.
Am avut și pe Carmol, acum câțiva... Am avut pacienți, de obicei pacienți cu un nivel economic scăzut, cei mai mulți dintre ei care locuiesc pe stradă. Carmolul era destul de accesibil, dar el e folosit nu doar pentru că le dă așa o stare de asemănătoare cu starea de ebrietate, dar are și efecte euforice. Camforul pe care îl conține le dă și o stare euforică. Din păcate, fiind extrem de volatil, el ajunge și în plămâni, iar în plămâni produce o complicație a plămânilor care se numește pneumonită chimică. Cei care au băut Carmol au venit cu această complicație și mulți dintre ei au ajuns intubați și ventilați mecanic. Eu te prin ce am trecut. Să știți că eu am încercat o dată Carmol. Vă spun. Am fost curios. Și seamănă cu uzo. Seamănă cu uzo la gust. Și se comportă exact la fel când pui apă în el. Devine puțin translucid. Asta e. Am fost curios. În fine, mă bucur că nu ne-am întâlnit atunci. Da, 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 spre norocul dumneavoastră. Recomandarea este să nu consumăm alcool decât din zone autorizate. A cumpăra alcool de pe marginea drumului, putem risca să bem alcool industrial, fie că vorbim de metilic, fie că discutăm de izopropilic, e foarte periculos. Trebuie să ne rezumăm în a cumpăra alcool din zone care garantează asupra siguranței lui și a faptului că este alcool etilic de consum. Alte lucruri de care să ne ferim sau nu știu, bine, nu-mi imaginez că în audiența noastră sunt oameni care se gândeau acum să mai beau un spirit, să nu mai beau un spirit, adică sper, și alte confuzii se mai petrec, accidente, pentru că toți am prins ceva, clor, cred, nu, sticla de clor de sub chiuvetă, care e confundată cu sticla de apă sau cu sticla de țuică. Și tot așa, decapantul. Să știți că după ce consumi alcool, că tot discutăm de alcool, dacă te-ai îmbătat bine, poți confunda cu orice sticlă pe care o găsești în jurul tău. Mulți din pacienții care au venit cu intoxicația alcoolică au consumat tot felul de lucruri pe care le-au găsit în jurul lor, pornind de la pesticide, pornind de la clor, de la detartrant. E clar că în momentul în care nu mai ai rațiune foarte bună, poți să accesezi orice sticlă pe care o găsești în jurul tău. Iar la alcool, un singur lucru, apropo de ce se mai face pe la țară, copiii răciți erau un mit să-i frecționăm cu alcool. Trebuie să le spunem părinților și bunicilor că alcoolul se absorbe prin piele și în ultimii ani au fost copii care au ajuns la spital, copii mici, vorbim de 2-3 ani, cu intoxicație acută alcoolică după ce au primit o frecție serioasă din partea părinților cu alcool. Sau țuică, chiar cu țuică au fost unii din ei, pentru a se recupera din acea viroză respiratorie. Alcoolul nu se folosește pe piele, nu are niciun fel de eficiență în reducerea riscului de viroz. Bun, acum, cum să zic, poate mă îngrijoram dacă auzeam că le-au făcut frecție cu vișinată, care e preferata mea. Dar așa, cu țuică, da, te gândești că... În fine, o dăm la muncitori, știi, e din aia. Mulțumim foarte mult. Ce mai e pe la dumneavoastră pe la spital? Mai merge treaba cu COVID-ul? Cum e la ATI? E mai liniște acum, da? E mai liniște și bine că am reușit să reducem numărul de cazuri. A fost un val 4 extrem de intens și ne rugăm să avem sărbătorile de Crăciun cu bine, fără presiunea aceasta uriașă pe secțiile de terapie intensivă, însă ne uităm cu îngrijorare pentru începutul anului viitor. Dincolo de variantele acestea sud-africane care au apărut, discutăm în continuare de riscul unui posibil nou val 5 de îmbolnăviri. Și de tulpinița asta, din că am înțeles că OMS, mă rog, această instanță supremă a consopiștilor, s-a reunit de urgență pentru că a apărut tulpinița sud-africană. Știți ceva? Avem tulpiniță? Știm ceva de ea. Este o tulpină care a fost și identificată. Marea Britanie are cea mai mare capacitate de a identifica aceste modificări genetice. Este o variantă care are cele mai multe mutații de până în prezent, 32, care afectează proteina de suprafață a virusului și se pare că, din păcate, are două caracteristici, o transmisibilitate și mai ridicată, dar ceea ce îngrijorează este faptul că se pare că este rezistentă la anticorpii pe care i-am obținut fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin boală. Cineva scrie un serial tâmpit, am sentimentul acum, cu noi. Și care nu se va finaliza foarte curând, din păcate.
trage de timp un pic ca să mai lungească audiența. Dar, în fine, să sperăm că se va încheia totuși brusc serialul ăsta. Mulțumim foarte mult. Am stat de vorbă cu medicul Radu Țincu de la Spitalul Floreasca, toxicologie, mă rog, grijă mare. Deci, pâinea oricum nu e bună nici că îngrașă, nici dacă vă vine să filtrați niște spirit prin ea, în niciun caz nu e o alegere. Rămâneți cu noi, o să ne întoarcem imediat să ne, pentru răzbunare, că na, asta este... Atâta ne duce și pe noi capul. Și în rest, să auzim de bine. Și sărbători fericite. Un Crăciun fericit, domnule doctor. Mulțumesc. Și să, da, să ne și vedem. Să ne și vedem pe viu și să ciocnim un pahar. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. V-am pupat dulce pe ceacră. Ne întoarcem imediat. Morning Glory on Rock FM.